Proiectul timbrului cultural a fost inițiat de 84 de parlamentari. Acesta prevede o creștere de 2% din prețul de vânzare al cărților, valoare aplicată în acest moment la o sumă fixă de 1 leu. Pentru fiecare carte ar urma să fie introdus un timbru asemănător celui utilizat pentru țigări și alcool. Astfel, majorarea prețurilor la cărți ar urma să fie mult mai mare. Cărțile de artă pe care le scriu sunt scumpe prin natura lor și atunci asigur că o taxă suplimentară ar greva asupra puterii de cumpărare a românilor care și așa este mică. În general, cărțile de artă se și editează greu, se și vând greu din cauza costurilor. Și atunci, un cost suplimentar, chiar dacă este mic, ar afecta această difuzare a cărților. Majoritatea celor implicați în această industrie consideră că nimeni nu ar avea de câștigat în urma suprataxării cărților. Taxa aceasta de un leu pentru unele cărți reprezintă aproape până în 10% din prețul editurii, ceea ce înseamnă foarte mult. Nu cred în această măsură, mai ales dat fiind faptul că este ca o taxă pe din nou pe cultură. Nu se va colecta și va încuraja, de fapt, o evaziune a acestei taxe ascunse. Dacă prețul cărților se va mări, cei mai mulți ar putea lua calea bibliotecilor de stat. O taxă în plus pe carte nu ajută pe nimeni. Nu ajută pe nimeni și bănuiesc că la un moment dat, când cărțile vor fi tot mai scumpe ca urmare a, eu știu, mai multor taxe sau a inflației, vor fi mai mulți cititori care se vor orienta către bibliotecă, pentru că tot mai puțin oameni își vor permite să cumpere efectiv o carte din librărie. Membrii organizațiilor care ar urma să primească bani colectați nu ar vedea acest aspect ca pe unul negativ. Asta dacă într-adevăr banii s-ar întoarce înapoi către organizațiile culturale. Ca membru al Uniunii Artiștilor Plastici, sigur că aș agrea acest proiect, dar s-ar putea ca banii să nu intre în favoarea artiștilor plastici. În plus, introducerea timbrului cultural ar presupune și alte costuri, precum înființarea unui post pentru persoanele care vor atașa timbrul pe carte. Astfel că, pentru un volum care costă 10 lei, nivelul de taxare s-ar situa în jurul valorii de 19%. Asta în timp ce cărțile occidentale aplică un nivel de taxare între 0 și 6%.